Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați revenit la Deșteptarea României, programul care de aproape un an ne pune în dialog unii cu alții, dar și cu experți, autorități și cetățeni de vază ai României. Vă mulțumesc pentru contribuția voastră de-a lungul acestui an. Deșteptarea României este programul de radio cel mai ascultat la această oră în țara noastră și asta îmi demonstrează mie încă o dată nevoia de a face aici o comunitate, nevoia de dialog și mai ales faptul că putem schimba idei împreună civilizat și în mod echilibrat. De astăzi, prieteni, în vreme de 3 săptămâni, dezbatem ceva ce ar fi trebuit să fie sursa unor mari bucurii în vara asta, nu? Și poate pentru unii dintre noi este, dar în egală măsură e și sursa unor mari frustrări. Vă invit ca în întreaga lună septembrie, aici la Europa FM, să vorbim despre turismul nostru, cel care ar trebui să aducă o grămadă de bani în această țară, și, în egală măsură, ar trebui să ofere prosperitate. Dar, în mod evident, toată vara a oferit și mii de draci, cum ar spune românul. Haideți să vă spun ceva. A fost un an extraordinar pentru turismul din afara României. România au exportat în afară 562 de milioane de euro. Este anul în care am plătit cei mai mulți bani pentru plecări în afară. Noi, ca nație, în 2019 plătisem doar vreo 450 de milioane de euro, iar anul acesta am avut o izbucnire, am făcut două concedii într-unul. Și probabil că am plecat toți cu această idee și am zis, domnule, este minunat în afară, la noi e foarte rău. Dar oare așa e? Astăzi vă invit, oameni buni, să ne împărtășim experiențele, să spunem ce este bun, ce este rău la noi în România, în materie de turism, ce merge și ce nu merge. M-am uitat, a fost o aglomerație de nedescris la mare, pe drumuri și hoteluri pline, oameni care au zis, dacă nu vă place, puteți pleca. Și mereu acea senzație că dacă intri la restaurant, bă, oare am ales locul bine? Cum am ales subiectul însă? Trebuie să vă spun acest lucru, căci e foarte important. Subiectul a ales pentru noi Cornel Ilie, liderul trupei Vanc, care este alături de mine în studio. Salutare, Cornel! Salutare în sfârșit și de la microfonul ăsta, că l-am ajuns să se, nu? Nu, la asta n-am ajuns și, deși ascult foarte des toată emisia asta. Da? A ta, da, da. Ok. Bun, păi atunci bine ai venit. Le spuneam oamenilor că ne-ai inspirat. Am făcut o ședință la sfârșitul lunii august, o ședință editorială, ca de obicei, și am zis, ce teme abordăm noi vara asta, toamna asta, la Deșteptarea României? Păi aia, avem mai multe idei, sigur. Și la un moment dat colegii spun în felul următor, cred că Alicia Cobescu a spus, mă, da, țineți minte când a vorbit Cornel la live pe plajă, în prima seară de live, a doua seară de live pe plajă? Păi da, și a zis, fain, că l-am dat și la radio după asta. Mai știi, a venit Cornel și erai pe scenă și ai zis, înainte de... Ori înainte, ori în timpul piesei Vreau o țară ca afară, țin minte ideea, nu mai țin minte exact ce am spus, da, intrasem într-o transă și nu mai... Să știi că semăna și am reascultat cu colegii și ne-am simțit bine și ieri, am testat. Dar haideți să audă toată lumea. Aoleu, de aici acum? Pleacă Deșteptarea României în această toamnă, de la acest moment, de pe data de 9 august, pe plaja dintre Jupiter și Saturn, asta s-a întâmplat cu Cornel Ilie. Fiți atenți! Și de fiecare dată am întâlnit în față oameni care cred la fel ca și noi că în țara asta se poate trăi mai bine și că în țara asta se poate trăi mai bine dacă facem doar ceea ce ține de noi. Pentru că țara asta nu aparține niciunei funcții, niciunui partid, niciunui guvern, aparține oamenilor care trăiesc în ea. Și așa cum, de exemplu, pentru artiști și pentru această scenă, publicul este cel potrivit, ar trebui cumva poate și litoralul românesc să
fie potrivit pentru oamenii care vin aici, să se ridice la înălțimea celor care vin să-și petreacă vacanțele și concertele aici, pentru că în momentul ăsta nu mi se pare că avem niște stațiuni care să ne onoreze și care să ne bucure. Asta este gândul meu personal și ajung de pe scenă, dar se poate mai mult, dar trebuie să ne dorim și să arătăm că vrem mai mult și că merităm mult mai mult decât primim. Și asta este valabil în orice colț din țara asta, este valabil pentru orice funcție, pentru orice domeniu, pentru orice industrie. Dar sunt convins că în fața mea sunteți voi cei care, chiar dacă nu sunteți atât de mulți cât o țară întreagă, sunteți atât de mulți cât puteți face o schimbare. O să vă rog să facem acel dialog pe care l-am făcut întotdeauna. Noi să vă spunem ce ne dorim și voi să răspundeți cu acea sintagmă ca afară. Așadar, avem trei dorințe ca un peștișor de aur, iar voi o să ne îndepliniți răspunzându-ne cu aceste cuvinte ca afară. Așadar, toți cei de aici sunteți pregătiți să cântăm împreună! Păi ia să vedem! O școală, vreau șosele, vreau spitale. Așa a fost la live pe plajă și acum întrebarea era, Cornel, de ce ai venit, duminică ai venit la Jupiter, Saturn, da? Am ajuns duminică la prânz, da? Pentru probele de sunet, dar întâmplarea face că veneam din vacanță. Așa, tot din România? Adică, nu. A, veneai din Portugalia, da, mi-aduc aminte. Nu, am fost, aș vrea să mă întorc în Portugalia, dar am fost, tocmai fusesem în Italia. Așa. Și fusesem și la mare acolo. Am stat o zi la Positano și la 48 de ore să fii pe plaja de la Jupiter, e un cu totul alt univers, deși marea la noi poate fi mult, mult mai frumoasă. Și eram cumva și impresionat și afectat de diferența asta, de contrastul ăsta, că mai cu toții funcționăm ca să ne raportăm la altceva. Și eu în momentul ăla eram raportat la tocmai ce trăisem câteva ore mai devreme și ajunsesem într-un loc, nu neapărat acolo, ci ce reprezenta locul acela. Ce ți-a displăcut? Adică ți-au picat ochii pe ceva, dar pe ce? Nu, mi-a trezit în mine tot ce adunasem de fiecare dată când fusesem într-o vacanță la mare, sau îmi aduceam chiar aminte când am fost cu părinții la mare. Mergeam în fiecare an la mare și mi se părea că nu s-a schimbat nimic în bine. Ba tocmai, mi se pare că s-a deteriorat față de anii 80, când mergeam la mare. Mie mi se pare că sau acolo unde am ajuns eu. Și aici vorbim doar despre litoral deocamdată, pentru că de acolo a plecat. Dar asta se poate extinde în toată țara, în toate locurile care nu țin de privat, nu s-au dezvoltat deloc, n-au evoluat, nu s-au transformat, nu s-au adaptat. Sunt neîngrijite, nu au respect față de cei care aduc bani acolo, nu sunt responsabili, nu interesează. Și, ba mai mult, cum ai spus și tu mai devreme, nu vă place, plecați. Da, asta a fost un răspuns pe care... Atitudinea asta e fantastică. Te scoate din minți. Mai e un motiv pentru care l-am chemat astăzi pe Cornel Ilie. Noi am râs, dar am râs și cu el la telefon, dar să știți că motivul pe care îl spun e foarte însemnat. Eu nu cred că sunt între noi toți, jumătatea de milion de la ora asta care vorbim între noi și ne ascultăm, nu cred că este român care să fi stat în mai multe hoteluri din România decât Cornel Ilie. Adică eu cred că de la Botoșani până la Caraș-Severin... Știm cam tot. Putem să facem o hartă a României pe pensiuni, pe hoteluri, pe hosteluri, pe drumuri, pe orice, pe restaurante, pe cârciumi, pe ce vrei tu. Dar acum sunt eu la microfonul ăsta, dar oricine care lucrează în domeniul nostru vede o realitate care poate alții nu o văd. Iar noi trăim în realitatea asta. Așa. Și aproape într-un an bun, într-un an în care funcționează foarte bine piața de evenimente, aproape jumătate de an noi trăim în altă parte, parte decât acasă. Și trăim în locurile care sunt amenajate de hotelieri, de, nu știu, de complexuri private, de afaceri de familie și putem să vedem exact unde-i bine, unde-i bine. Care e cea mai proastă experiență pe care ai avut-o? Cea mai proastă cred că a fost în ca hotel, cred că e în Huș. În Huș? În Huș, da, a fost, era
dezastru, deci era catastrofă, era un hotel care în continuare avea impresia că este acel hotel al orașului și asta se întâmplă în foarte multe orașe. Este hotelul orașului, da, hotelul ăla mare care s-a făcut înainte de Revoluție, exact. E hotelul orașului, cum e biserica din centrul orașului cu primăria, e hotelul ăla. Păi și mi se pare că mai în toate orașele hotelul ăla nu mai există, ăla este praf. În schimb apar alte afaceri de familie, alte afaceri ale unor privați care își fac treaba foarte bine. Dar tot ceea ce ține de sistemul ăsta de stat este dezastru. Acolo este de fapt frustrarea. Fiind experiența bună pentru mai târziu, căci vreau să dăm drumul la dezbatere la deșteptarea României. Oameni buni, v-am chemat astăzi să facem schimb de experiențe, să alcătuim tabloul. De săptămâna viitoare vin aici specialiștii, Adi Hădean, Anca Nedea, oameni care știu cu ce să mănâncă afacerea asta. Dar prima emisiune Deșteptarea României din sezon este dedicată lucrurilor pe care le-am văzut și eu, și Cornel, și noi, și voi. Vă dau telefonul acum, 0372069599. Vreau să ne povestiți experiențele voastre personale legate de turismul din țara asta. Ce experiență proastă ați avut în vara asta? Unde v-ați dus și ați dat banii și ați zis, băi, nu mai vreau. Dar ce v-a plăcut, că și asta e important, că eu zic că e o formă de echilibru aici, ce merge și ce nu merge, și da, sunt sigur că ați fost mulți afară. Dom'le, care-i, unde să scrie diferența asta? Adică, ce știu oamenii aia să facă și fac bine și nouă nu ne reușește deloc? Sorin, știu că ești la telefon, mulțumesc pentru răbdare, mai dau o dată telefonul pentru toată lumea, 0372069599, emisiunea asta e și pe Facebook. Da, vă puteți uita și acolo, eu mai arunc un ochi pe mesaje, știți bine, zic să-i dăm drumul. Cornel, ești pregătit? Aștept, da. Eu sunt convins că o să fie statistic, dacă este să faci după aia, toate experiențele bune și alea frumoase și memorabile o să fie cele care s-au întâmplat în locuri care sunt, nu știu, amenajate sau sunt în responsabilitatea unor oameni foarte puțini, a unei familii, a unei companii mari. A doi oameni, da, cu cât se implică mai mulți oameni, cu atât e mai este prost. Mai prost. Da. Sorin, salutare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua, vă salut, domnilor. Salutare. Am vrut să încep cu ceea ce a spus Radu, și anume că acolo unde este o familie care se ocupă de un business, lucrurile merg foarte bine. Iar experiențele noastre, a familiei în România, au fost cele mai bune în astfel de locuri. Și aș da 4 locuri din zone diferite din România, una în Bucovina, în mărginimea Sibiului, în delta Dunării la Sfântul Gheorghe și în Munții Apuseni, unde am găsit locuri în care mergem de ani de zile, dar unde se ocupă doar o familie și lucrurile merg foarte bine. Condiții excepționale. Adică pensiune. Și nu numai asta contează, ci oamenii care te primesc acolo și îți oferă absolut tot suportul și tot, să zic așa, confortul, ca să te simți foarte, foarte bine, să revii și să recomanzi mai departe acel loc, ceea ce noi am făcut de fiecare dată. Practic am promovat unde am mers, pe Facebook, spunând, suntem acolo, e foarte bine, lumea ne întreba cum este, cum ajungem și așa mai departe. Deci experiențele sunt plăcute din punctul meu de vedere în România, dar este un lucru care tehnologia din ziua de azi ne pune la dispoziție, și anume toate review-urile și părerile clienților în care merg peste tot, indiferent că este un loc de cazare sau este un restaurant, o pensiune, indiferent, o atracție turistică, contează foarte mult să te uiți și să vezi părerile și impresiile celor care au fost. Le crezi că toate sunt în regulă? Adică e un ghidaj, da, cred că ăsta e cuvântul potrivit. Și tu așa alegi când te duci în România, te uiți acolo la ce scrie la review-urile alea? Cel puțin în România avem deja multe locuri în aproape toate zonele. Noi mergem destul de mult, mai ales la munte. România, la mare, doar în delta, în Sfântul Gheorghe. Dar mai mult pentru mâncarea de pește, delta, de ce atmosfera aceea rustică care este în Sfântul Gheorghe. De ce nu pe litoral? Litoralul românesc nu l-am mai vizitat de 10 ani. Da, de ce? Pentru că experiențele au fost neplăcute. Adică ce a fost? Da, noi vara e din Grecia. Deci Grecia este destinația noastră de mare, de vară. Asta este pentru mulți români. Dar ce-i neplăcut pe litoralul românesc? Asta vreau să-mi spui. Adică, onest, domnule, am fost acum 10 ani și nu mi-a plăcut. Ce nu ți-a plăcut?
Nu pot să spun că condițiile de cazare unde a stat acum 10 ani când a fost ultimat a fost rele, chiar a fost bune. Am stat în Venus. Dar plajele neamenajate, mizeria de peste tot, practic toate aceste lucruri fac ca litoralul românesc să fie, nu să nu fie așa primitor. Din câte înțeleg și din câte văd în fiecare an, aglomerațiile din ultimii ani, aglomerația din ultimii ani este mult mai mare decât era cu 10 ani. Iar ăsta este iarăși un lucru care, spre deosebire de Grecia, unde a fost și anul acesta, distanțarea, așezarea șezlongurilor, serviciile la taverne, peste tot, nu se compară cu ceea ce este în România. Să stai în România ceaceaf lângă ceaceaf și să nu poți să treci printre, iar în Grecia să stai la un metru jumate, toate șezlongurile să fie, să ai sentimentul de că e aerisire, indiferent câtă lume este pe plajă, parcă ești numai tu, ai loc în apă, ai loc peste tot, să te simți confortabil, nu să te simți înghesuit și cumva agresat de cei din jur. Știi cum e, asta e o experiență personală. Am fost și eu pe plajă în Grecia vara asta, am fost și la mare în România, am văzut și în Grecia lucruri, adică să nu-ți închipui că am văzut un grup de greci de 20 de persoane care erau fix ca ai noștri, adică, cum să zic, cred că e o chestiune... Da, da, probabil asta este o excepție. Da, la noi, da, tu ce ai văzut acolo, probabil regulă, a fost o excepție, la noi pare că e o regulă. Și mai e, și mai e ceva, eu nu știu cum e pe alte plaje din alte țări sau cum mai e, am fost la un moment dat în Grecia, dar este foarte multă gălăgie. Deci eu nu înțeleg, oamenii se duc la mare să audă marea și să fie la mare, dar n-ai cum să auzi marea, pentru că se aude muzică din toate părțile. E o gălăgie de nedescris și o aglomerație și o dezordine fantastică. Adică eu nu cred că te poți odihni dacă mergi la mare. La noi? La noi. Da, la noi. Cred că deci da. Deci mie mi se pare coșmar. Te duci să te distrezi. Aici e adevărat, da. În Grecia, oriunde mergi, în marea majoritate a situațiilor, te poți să ții confortabil și liniștit. Să poți să stai, să ai momente de relaxare adevărate. Sorin, nicio șansă să te întorci în România? Adică tu nu iei vreodată în calcul să poți să mergi și eu la mare în România? Adică... Serios? Nu. Nu, este un lucru... Cum să... se poate. Mai este un aspect, dacă ar fi să mai iau în calcul un lucru. Faptul să vin de la Cluj până la mare, drumul, doar gândul că trebuie să traversez toată România cu drumurile care sunt și cu nebunia cu din trafic, îmi pune așa o preliște, pe când dacă merg în Grecia și am intrat la Sârbi, la Macedonia, în Macedonia unde am autostradă și tot confortul, este mult mai ușor să ajung în Grecia la mare din Cluj, România. Aici te susțin întru tot. Sorin, mulțumesc tare mult. Lângă mine este Cornel Ilie, pentru cine a deschis radioul mai târziu, care cunoaște și toate drumurile din România și toate autostrăzile și ferească Dumnezeu să ai concert la Oradea, nu? De fiecare dată ne punem problema unde este concertul. Ah, cât facem, de unde, de acolo până acolo, cât durează, pe unde mergem, ajungem la timp. Am fost surprins că am avut luna asta, am avut două drumuri la Baia Mare și Timișoara și totuși am fost surprinși că încă se mai construiește la autostrada aceea de la Sibiu și cu toate că, deci din vreo 500 de kilometri, vreo 300 și ceva sau chiar 400 sunt pe autostradă, bă, tot 6 ore face. Deci tot nu se poate, pentru că celelalte porțiuni face acum și mai mult, durează și mai mult. Valea Olteniului nu mai spun, că adică știe toată lumea ce e acolo. Am auzit experiențele lui George, care a fost la un concert la Sibiu săptămâna asta și a fost... Câte ore? Pristă. 7 ore l-a dus, 5 ore l-a întors noaptea. Cam noaptea? Azi. Noaptea, 5 ore noaptea. Raluca, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua! Bună ziua! Am și experiențe bune și experiențe rele în România. Ultima foarte bună, care mie mi-a plăcut foarte mult, a fost anul trecut la Balvanioș, unde mi-a plăcut foarte mult și cazarea și masa, care e tradițional, dimineața ai o grămadă de ales. Totuși, este un punct negativ, ciudat, apa caldă nu e destul de caldă în camere. Dar ei compensează ca o grămadă de chestiune și tratamente și așa, dar e foarte frumos. Cum adică nu e apă caldă în camere? Dacă vă spun, este apă caldă, dar e călduță. Aha. Adică dacă e mai friguros, nu poți să faci un duș. Știi că e o anumită oră la care am văzut și eu, consumă toată lumea, tot timpul. Nu, erau, deci eu am citit review-urile și scria și am zis că oamenii se alintă. Nu, erau un hotel foarte supărați pe tema asta, dar eu n-am comentat, dar în fine, însă în rest, nu, eu cred că e ceva rezolvare, nu cred că e atât de complicat, părerea mea, nu știu. Oamenii sunt foarte
deschiși acolo și foarte amabil. Altă experiență foarte bună a fost la Colibița, la Rover House Boutique, nu știu dacă bănesc că t-auzi Colibița, este o pensiune de familie într-adevăr, foarte dotată, cu piscina exterioară, cu valuri, cu jacuzzi interior, exterior și cinema privat. Eu n-am mai văzut nicăieri cinema privat. Nu mai spun, masa tot tradițională, din zonă. Și are o experiență foarte bună la Cristian. Am uitat cum se numește conacul ăla. Da. Am fost acum. E că nu trebuie să le dăm numele la toate, da. Dar okay. Experiența... Da, foarte bună. Experiența deci ai început cu alea, cu alea foarte bune. Dom'le, da. Și acum să trecem la alea proaste, da. Că și asta e... Ok. Ultima dată în România am fost la mare. Deci spunea domnul mai de mult de înainte că în Grecia e diferit de în România. Pentru că oamenii respectă niște lucruri. Nu pentru că Grecia ca țară e diferită de România ca țară. Se poate respecta orice oriunde dacă vrem. Nu vrem. Că în România arunci chiștocul pe jos și nu te amendează nimeni. În alte părți nu e chiar așa. Și s-ar putea și în România să fie și distanțare și curat. Numai să vrem. Asta e un pic. Așa zi. Da. Spune. Mă întrebam dacă tu nu te duci la mare din România, la marea din România din cauza celor care fac afacerea acolo sau din cauza concetățenilor noștri. Nu mă duc la mare în România pentru că datorită, nu știu dacă din cauza sau datorită, da. Să zic copilul meu, fiind mai mic până acum, îi trebuia un all-inclusive mai all-inclusive. Știți cum sunt copiii. Da. Mănâncă o jumătate de chestii, aruncă și tot așa. În România e cam dificil cu all-inclusive-ul. De asta mergeam până acum în Bulgaria, am fost în Turcia, nu pot să zic că am fost extraordinar de dată peste cap de toate condițiile. Totuși se respectă mai mult și curățimea și liniștea. Zău, nu mă duc la mare ca să am liniște, că e absurd să cerează ceva doar dacă duci pe insulă. Dar am fost în România ultima dată în 2015 la Eforie Sud, unde au o plajă foarte frumoasă, mare, extraordinară pentru copii mici, pentru că e puțin adâncă, intră încet, adâncimea crește încet. Plaja era curată. Părerea mea că era administrată de cineva, nu știu. Până la plajă era o aventură să ajungi, era mizerie îngrozitor. Dar cazarea a fost oribilă. A trebuit să o schimb după două zile. Nu mai simte cum se chema, dar știu că nu trebuie să spun. Dar da, doamna, aveți, este lângă plajă? Da, e lângă plajă. E curat? Da, este curat. Aveți bucătărie? Da, avem bucătărie. Da, era lângă plajă, doar că era o râpă ca să ajungi acolo. Nu mi-a zis chestia asta, trebuia să sari în cap. Face, dacă sunteți mai aventuroasă? Nu sunt, am copil de 5 ani. În fine. Chiar v-a recomandat să treceți prin da, râpă. Da, da. Și că uitați, să vezi, e mare aproape. Zic, da, că sari în cap. Eu n-aș vrea. Și mizeria din care era îngrozitoare. Carpetuțile alea, le urăsc la marginea patului. Nu fusese curățate niciodată. Nu mai spun, am găsit și paianjeni și furnici și nu mai știu gândaci. M-am speriat îngrozitor când am găsit pe hainele copilului și am zis că, doamnă, dar ce cu insectele astea? Doamnă, este natura. Zic, natura să stea afară, nu la mine în cameră. S-a supărat când am plecat, eu am zis că nu mai pot așa și mi-a zis că aici au stat și doctor și farmaciști, mi-a fost rușine să-i spun că sunt medic primar, am lăsat-o așa să creadă că sunt orice altceva și am plecat împușcată. Am găsit o cazare, mie îmi trebuia curat. Nu-mi trebuia cine știe ce acum să fiu sincer. Și la ce preț, la ce preț se întâmplă lucrurile astea? În 2015, nu mai țin minte foarte bine, dar era, cred că 150 pe noapte ceva. 150 de lei. Da, noapte. Da, 150 de lei pe noapte, da. Acum da. Povestește cineva pe Facebook aici că a dat și 480 de lei pe noapte, deci 100 de euro, 480 de lei și nu e mulțumit de condițiile pe care le-a găsit într-un din hotelurile din România. Suta asta de euro cred că a devenit cam clasic atunci când plătești în România cazarea. Cam... Știți că nu costa atât de mult nici la Balvanioș și nici la conacul acela din Cristian. Nu. Da. Nu costa de mult. Și micul dejun este senzațional, pentru că ei au mâncare tradiționale adevărate. Am mai fost eu la Vatra Dornei și mi-a zis că tradițional? Da, doamnă, tradițional. Toate erau ambalate din comerț cu... doar salata de vinete și ceapa era tradițional, da. N-are, nu. Am găsit aici, îți mulțumesc tare mult și să ne auzim cu bine, Raluca. Am găsit mesajul. Calitatea mobilierului jenantă, făcut cu bani puțin, pereți deteriorați în anumite zone, ușa crăpată, geam crăpat și mătuit, bucătărie slab utilată, doar o rolă de hârtie igienică la baie și prețul 480 de lei pe zi. Este vorba de, cum se cheamă acum, apart hotel, adică genul acela de apartamente. Apartament, da. Apartamente unde nu-ți oferă mare, mare lucru. Ne mai scria cineva așa că promovarea înșelătoare este de fapt marea problemă a turismului românesc. Ți s-a întâmplat, Cornel, să iei țepe, adică
să plecați... Nu, țeapă să ne așteptăm să fie cumva și să fie altfel, nu. Da. Asta nu, încă nu s-a întâmplat. E foarte probabil să urmeze și asta, pentru că de foarte multe ori locațiile în care suntem cazați sunt asigurate de organizatori. Există în contract acolo niște termeni în care se specifică la ce fel de 3 stele, 4 stele și mergem pe încredere. E adevărat că nu tot timpul 3 stele înseamnă 3 stele, 4 stele înseamnă 4 stele, cum poți să găsești la 2 stele un loc fantastic. Dar plecăm de foarte multe ori cu așteptări joase. Pentru că am dormit în toate locațiile, în toate condițiile ciudate, bizare și fără curățenie și fără căldură și fără apă caldă și pentru că ne dorim doar să ne facem treaba și nu o să mergem noi acolo să facem pe deștepții să schimbăm noi ceva într-o noapte, noi putem să încercăm să schimbăm lucrurile făcând altceva, făcând ceea ce ne pricepem noi, să ducem cuvintele mai departe, să le vorbim oamenilor și atunci am trecut peste toate acestea, dar le ținem minte, le știm și de acum suntem foarte pregătiți. La modul real, eu pot să merg oriunde în țara asta și să mă descurc, să știu lângă acolo, dacă nu-mi place în locația, să știu să mă duc în altă parte foarte aproape. La asta aproape. Nu încă, da. Nici la asta nu stăm și avem aici bagajul. Da, vezi, dar știi, și știi de la început. Și am învățat o chestiune pe care probabil o știe foarte multă lume. Îți dai seama de la primul angajat pe care îl întâlnești, fie că e la recepție, fie că este ospătar, habar n-am, îți dai seama cum este toată locația, cum este patronul, pentru că așa cum sunt angajații, așa este și patronul. Și dacă în primele minute îți dai seama că ceva nu e în regulă cu oamenii de acolo, clar o să fie proastă. Și mâncarea nu o să intereseze de tine deloc, o să fie frig și noaptea și așa mai departe. Uimirea mea a fost că am găsit un restaurant la mare în care... Nu am avut voie să stăm la masă decât dacă mâncam. Știi șmecheria asta? Da, zic, da, uite, luăm aici niște cafele, sucuri, 5 persoane eram. Deci 5 persoane și zic, luăm niște cafele, sucuri, apă și luăm desert, că asta ne doream. A, nu, trebuie să mâncați. Trebuie să mâncați. Păi da, nu vreau să mâncăm, că n-am mâncat. 0372069599. Experiențe bune, proaste în România, în turismul din România, ce merge și ce nu merge. Tema deșteptării României din septembrie. Dorin, salutare! Bună ziua! Salutare. Vă salut! Vă salut de la Brașov. Ce am ascultat pe cei doi antevorbitori ai mei și aș putea să vă spun, eu sunt un om care lucrează la o multinațională, circulă foarte mult și am stat în multe țări, în multe tipuri de hoteluri, și ieftine și scumpe, și de 3 stele și de 5 stele. În toate țările am avut experiențe exact ca și în România, bune și proaste. Dar vreau să vă spun că am avut două experiențe foarte, foarte proaste în Austria. Serios? Am avut o experiență proastă în Austria, la un hotel de 4 stele, de ăsta de familie, excepțional, poze frumoase, piscină mare, tot. Când am ajuns, mi-am dat seama că poza de la piscină era făcută în Photoshop, deci avea cam un sfert piscina mărimea cât o arătau ei. Eu cred mâncarea că... Mâncarea era așa, aveam demi-pensiune, dar au scris cu băuturi, dar băuturile erau doar băuturile non-alcoolice și băuturile alcoolice erau extraordinar de scumpe. Nu vreau să vă zic cât am dat pe cazare, fiindcă a fost o enormitate. Și am plecat, am avut 3 zile, am plecat după 2 zile acasă și mi-au oprit inclusiv parcarea pentru a treia zi. Și le-am zis, domnule bun, hai mâncare, cazare, două mă, sau nu vreți că așa, s-au putat foarte urât. Au zis, domnule, a zis că stați 3 zile, mi-e plătit parcarea pentru 3 zile. Pe zilea, dar nu o ocup. Și a trebuit să o plătești pentru a treia zi. La 5 euro. 5 euro. Înțeles. Camera a costat 350 de euro pe zi. Ce nație era familia? Că și asta e important. Poate austrieci. Și plecasem, am stat 3 zile la alt complex, tot la fel, dar în sudul Austriei, era în centru. Unde a fost absolut fabulos. Fabulos, aș merge oricând. La fel am fost aici la mare, și la hoteluri bune și la hoteluri proaste. Eu, părerea mea este că s-au îmbunătățit foarte tare în ultimii 20 de ani serviciile. Într-adevăr, sunt hotelurile vechi, unde nu m-aș duce, dar eu nu mă duc niciodată într-un oraș din ăsta mare. Am fost acum recent în Piatra Neamț și în Focșani și n-am stat la hotelurile vechi, ci doar la hoteluri noi sau la pensiuni noi, unde personalul este
incredibil de plăcut. Deci mie îmi place să mă duc în România. Noi mergem foarte mult în România. Mâine plec la Cluj și tot la fel am foarte puține păreri proaste. Am părere proastă la mare despre gălăgie. Este multă gălăgie pe plajă, într-adevăr, și noaptea e gălăgie. Și părere proastă de România am la băile Herculane. Am fost de câteva ori, este jenant ce degradată este stațiunea. Păi, nu sunt părăsite deja, sunt părăsite. Uite, rețin întrebarea asta, peste două săptămâni vine aici Anca Nedea, de la directoarea organizației patronale Mamaia Turism, da? Una dintre asociațiile foarte mari din turism. Și am eu un lucru pe care îl desprind de la toată lumea care stau de vorbă. Dom'le, de ce e muzică pe plajă? Adică muzică foarte tare. Care e foarte, foarte tare. Care fi ideea? Adică ce sunt? Dar nici eu nu știu. De ce aici e muzică? De. Într-adevăr, am fost și eu în străinătate, nu e muzică, e liniște. E o atmosferă de dans, de distracție la noi. E mai relaxant. La noi e o petrecere continuă. Poate, e da. E o nuntă așa, tot sezonul e o nuntă întreagă. Și pe plajă, și în afara plajei, și în club, și în apă. Dacă... Am fost acum o lună la Fenicia, în Mamaia, și nu puteam să stăm efectiv pe plajă, deoarece erau boxele, era basul dat atât de tare, că nu puteai să vorbești cu omul de lângă tine. Și ne-am ridicat, ne-am dus în altă parte. Nu puteai pur și simplu să stai pe plajă. Este incredibil. Dacă ar fi să legi între toate călătoriile tale din România o notă comună despre ce merge bine, care ar fi aceea? Agropensiunile mi-au plăcut în toată țara, că e Moldova, Apuseni, Banat, Maramureș, foarte, foarte frumos, mâncare bună, preț corect, oameni foarte, foarte plăcuți. Și ce nu merge bine, infrastructura, clar, nu avem ce să discutăm de infrastructură, și unde sunt zone de astea un pic mai aglomerate, am fost la Băile Figa, de exemplu, acum în vară, este infernal cu muzica. Deci muzica asta, oriunde te duci, te doboară, este incredibil. Dar în rest, credeți-mă, eu circul de 30 de ani prin România și mergem foarte. Deci noi plecăm cu soția aproape în fiecare weekend undeva. A evoluat fabulos. Am business-ul în Republica Moldova. Clienți pe care îi vizităm, credeți-mă, dacă te duci în Republica Moldova de două ori, îți dai seama că noi suntem evoluați în secolul 22. Eu, părerea mea personală este că ne plângem mult prea mult. Și conducem foarte, foarte bine, dar ne plângem mult. Știi cum e? Da, când dăm banul din buzunar, ne plângem. Îți mulțumesc tare mult, Dorin. Spor la treabă. Mi-am adus aminte de o altă problemă care ține de hoteluri în general și în toată țara asta, care nu au săl de evenimente și fac nunți noaptea. Normal, atunci e petrecere, acum nu mai știu cum este. Dar era absolut înfiorător când, mai ales vii de pe drum o zi întreagă. În cazul nostru aveam spectacol, voiam să mergem să dormim. Nu puteai să dormi, că era nuntă jos. Și te gândești, bun, ce fac? Am dus să fac plângere, stric oamenilor nunta. Oricum pe aia nu interesează. Problema este că hotelierii, și bine, cam toate afacerile de la noi, iau bani din toate părțile, cât se poate. Și nu îi mai interesează de ce fac, de ceilalți turiști. Mm-hmm. Adică în foarte multe din hotelurile de la noi se întâmplă problema asta și sunt convins că sunt mulți oameni care se plâng, dar nu au ce face. Că, acum, la modul real, ce o să facă? Crezi că o să oprească nunta? Țin minte că foarte multă lume, atunci când am lansat această dezbatere lunea, cum facem noi, ne-a scris în felul următor: marea problemă a turismului din România este că vrea să dea un tun și să facă banii foarte, foarte... Bine, asta este, cred că e problema noastră, că nu avem răbdare și tot timpul vrem să dăm un tund în orice facem. Și atunci, cred că da, se răsfrânge și la nivelul lor. O să prelungim această emisiune, această ediție de Deșteptare a României după ora 14. V-am spus, un pic de răbdare când vorbim în trei este mai complicat decât la România în direct. Ovidiu, salutare! Din punctul tău de vedere, ce merge bine, ce merge prost în turismul din salutare. România? Salutare! Salutare, Ovidiu! Salutare! Merge bine afacerile de familie, pensiunile noi, care sunt cu oameni noi și dedicați, care simt că de acolo câștigă bani. Mi-aduc aminte, în timp ce povestea Cornel cu restaurantul care organizează
și evenimente de nunți, așa mai departe. Mergeam spre Bulgaria în concediu, fiind din Oradea. Am făcut peste 14 ore și am zis că hai totuși să oprim cu familia, să ne cazăm undeva în Constanța, că nu mai puteam. 4 copii în mașină și mai multe familii, hai să ne cazăm. Ne-am cazat, când am ajuns, era nuntă. O gălăgie infernală, ca să nu mai vorbesc, că n-am putut să dorm absolut nimic. N-am putut să dorm de gălăgie, copiii la fel, și micuți și mari. Dar tot în acea cazare, era locația extraordinară, pe marginea unui lac, superb, superb. Dar tot în acea cazare, cei cu care, o familie cu care am fost, a trebuit să schimbe 3 camere. Pentru că în toate 3 camerele, după ce s-au instalat, șoareci, nu cred. Șopârle mici. Natura. Mici. Deci, natura. Natura în cameră la noi pentru banii noștri. Așa mai bine ne scoteam un cort și stăteam pe malul lacului. Dar, frumos. Uite, acum voi ați acceptat, ați văzut că e o sărbătoare acolo, că e o nuntă. Bănuiesc că nevoia v-a împins, dar oamenii aia nu v-au atras atenția, că bănuiesc așa e civilizat. Nu, dacă toți, am dacă... sunat... Așa. Scuze că te întrerup. Am sunat la telefon să vedem dacă are liberă cameră, să ne cazeze. Da? Ok. Am spus, venim din Oradea, suntem câteva familii, ne trebuie câte camere am... Nu știu câte camere am luat. Ok, sigur, se poate, avem și căbănuțe, avem... și am zis noi, băi, superb, marginea lacului, am văzut pe internet pozele, corespundeau lacul, atâta era, dar nu. În schimb, noi că cu familia ne facem weekendurile de joia până duminica, nu avem posibilitatea să ne luăm mai mult timp liber, și am fost în primăvara aceasta, undeva în Maramureș, la o pensiune, administrată de o familie. Superb. Adică superb. Oamenii aveau grijă de ceea ce vă ofereau pentru de tot ce era. Zile. Exact. Și, superb. Aveai de toate. Și la ce costuri? Întreb. Că o să zică multă lume acum, da, doamne, bani. Mulți bani? Costul a fost 150 de lei pe cameră, nu pe persoană. Fără masă. Cu masă cu tot. E, da. Pe all inclusiv. Cum? Pe all inclusiv. Nu cred, 150 de lei... Da, nu, sunt așa. Da? Sunt locuri în țară așa. 150 de lei. Sunt 150 de lei. Atunci am fost și pe Mocănița. Am fost locurile superbe, extraordinare. În schimb, acum 2 săptămâni, înainte de a începe școala, ne-am dus în Poiana Brașov. La un hotel de 4 stele. Nu-i dau nume, că nu vreau să fac reclamă negativă. Că n-am făcut nici pozitivă la cea din Maramureș. Hotel de 4 stele. 75 de euro pe cameră. Okay. Am avut micul dejun inclus, mobilier în cameră rupte, nu funcționa televizorul, am zis să vină să ne facă bateria de duș, deci nu se deschidea. Am stat 4 ore să vină cineva, pe lângă faptul că nu ne-am putut intra în cameră, deși camera era liberă, n-am putut intra numai la ora 18 în cameră. Am văzut sistemul ăsta nou de cazări, da. Da? Mulțumesc. Până la miezul nopții ne-am tot despachetat. Dar să faci traseul din Oradea până la mare, preferăm aici aproape de Oradea. Îți mulțumesc mult. Ovidiu, asta e dureros, da? Vezi că din partea aia se pleacă ușor în Croația și de aici în Bulgaria. Ovidiu, mulțumesc. Ștefan, Daniela, știu că sunteți pe linie, un pic de răbdare. Dăm publicitate, ne întoarcem, ascultați Deșteptarea României. Alături de mine este Cornel Ilie de la Vanc. Ce merge și ce nu merge în turismul din România? Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.
Am prelungit astăzi deșteptarea României pentru că avem multe telefoane și suntem dornici să auzim experiențele voastre, să le împărtășim. Am zis așa că în prima ediție dedicată turismului ne facem o imagine despre cum e țara noastră în materie de servicii. E bine, e rău, care-i media de fapt și pe ce dăm banii? Și încercăm să plecăm cu o concluzie care mie începe să mi se definească așa. Adică nu peste tot sau în prea multe situații, pentru banii pe care îi plătim, nu primim ceea ce ne așteptăm, dar nici măcar atât, nici nu primim ceea ce ar trebui să fie decent. Adică multă lume se simte înșelată. Uite, asta e o problemă. Sunt aici cu Cornel Ilie de la Vanc, omul care ne-a inspirat în realizarea acestui sezon. Da, și să pornim cu turismul. Și foarte interesantă, vă recomand dezbaterea de pe Facebook. Știi ce e interesant pe Facebook, Cornel? Nu, ca să mă uit. Îți spun eu, deci, pentru că acolo mediul e la liber și nu e controlat ca la radio, oamenii își dau note și fac review-uri la diverse locuri din Din România. Chiar, da. Chiar trebuie văzut asta. Da, am fost și eu ceva acolo. A zis cineva mai devreme în emisiune de Colibița, a venit altcineva și a spus nu. Nu e ok unde trebuie la Colibița pentru 1000 de euro cât a fost. Ne-a dat cineva și un preț pentru Delta Dunării. Ia fiți atenți. Atenție la Delta Dunării. E mult, zice Mate Ceaba, pentru că pe 4 nopți și 5 zile de demipensiune sunt 8500 de lei, 2 adulți și 2 copii. Bine, aici cred că Delta ar trebui scoasă puțin din context, pentru că acolo te duci, nu cred că vrei să, nu te aștepți să fie vreun lux. Te duci pentru farmecul locului și să ai să unde să dormi, să fie curat. Dar nu cred că se duce nimeni acolo să aștepte să fie all inclusiv și cinema privat și mai departe. Sunt vreo două locuri în Delta care bat către acolo, dar nu-s chiar, sunt pe mai la margine, așa știi cum ar fi. Azi noapte ne-am întors de la Constanța cu 3 copii preșcolari. Ne-am cazat prin Airbnb, o casă cu 2 dormitoare și living, curte, 700 de metri de plajă, 230 de lei pe noapte. Plajă goală, apă curată ca lacrima. Înainte să se nască copiii, am evitat litoralul românesc vreo 20 de ani. Am mers Târgu Mureș-Constanța, 6 ore dus noaptea, l-a întors 8 ore și jumătate. Experiență bună, spune. Are adevărat, ați ales septembrie. Continuăm? Luăm telefoane? Hai să facem. 0372069599. Ștefan, salutare! Ziua bună, Ștefan mă numesc. Ascult cu mare plăcere emisiunea noastră și chiar mă îndresc spre serviciu acum. O ascult în mașină, lucrez într-un hotel de 3 stele. Okay. Care review-urile care sunt ecotat la 5. Mă rog, asta datorită personalului care se implică. Ascult toată lumea cu acest all-inclusiv. Dar domniile lor sunt conștiente că acest all-inclusiv este făcut pe economic? Tot ce se găsește la bufet este pe economic? Nu. Adică trebuie să ne explici că asta din secretele meseriei voastre. Deci, vă spun sincer, dumneavoastră vă duceți, vă bucurați, mama a mâncat. Eu vă spun din experiența mea de 30 ceva de ani în hotel. Îi văd cum vin la all inclusiv, dimineața la mic dejun cu copii, 2-3. Țipete, nu țin cont că mai sunt alții, că toți se arată, foarte mulți se arată deranjează de ce se întâmplă în jur, dar ei cu copiii când țipă și nu au niciun control, pahare sparte, mașinile de jus devastate, că vor copiii 5-6 jusuri. Nu vă mai zic de dezastru care lasă. Tot ce este pe bufet, toată lumea se duce la all inclusiv. De ce nimeni nu zice, stai bă frate, unde am plecat? În Grecia. Mă duc la all inclusiv? Nu, mă duc să mănânc la un bistro mic, care dă prost pe țimări, scoate din mare. Deci, nu știu, e un fenomen foarte ciudat ce se întâmplă. În România am colindat foarte mult. Hotelurile sunt chiar foarte mulțumite. Acolo, dacă știi să-ți alegi hotelul și personalul se implică, nimeni n-are ce să spună. Este ireproșabil. Vă spun din experiență proprie. Iar cu concediile pe unde am fost, pot să vă spun că am fost foarte dezamăgit în Sheraton, în Seattle. În am rămas interzis. Norocul meu că am găsit un românaș pe acolo care lucra și m-a ajutat. Și Sheraton. Am pierdut o groază de bani. Am fost plăcut, impresionat în Trinidad Tobago. Incredibil de frumos. Foarte bine primit. Adică cu experiență în Jamaica, toată lumea se simte bine. Dar dacă ar fi... A fost experiență de neuitat. Dacă ar fi să tragi linia așa, cam pe unde sunteți voi cu industria turismului? În afară de pensiuni, care într-adevăr este buzunarul propriu și tot interesul mediu. Deci pentru hotelierii din România, cei care într-adevăr se implică, credeți-mă că rezultatele se văd.
cu tot respectul pentru toată lumea, dacă personalul și vine de la management implică, rezultatele se văd cu vârf și îndesat. Ca să înțeleg acum, să rămân de aici cu o idee, nu ne recomand Zoli inclusiv în România? Deci eu sunt chiar mulțumit cu ce se întâmplă în România. Ah, ok. Eu dacă se avea de ales între Bulgaria și Grecia și Turcia, eu m-aș duce în România. Okay. Nu mă duc pentru rol inclusiv, repet, mă duc să vizitez, mă duc să gust local. Da, da, cred că tu și știi unde să mergi. În România, unde să fie bine și unde să te simți ok și să nu pierzi. Toate site-uri, TripAdvisor, sunt evaluări acum, sunt o groază de posibilități, doar să vrei să nu te informezi. Asta clar, asta are și omul dreptate. Iar mol inclusiv, credeți-mă că am un mare dezgust când ai auzit, mama, am fost la Bulgar și am mâncat. Bă, oameni buni, alo, tu de ce te-ai dus la Bulgar? Să mănânci? Păi... De ce te-ai dus la Bulgar? Să mănânci? Ia, nene, închiriază-ți o bărcuță, dai o lotcă, dai aia 2-3 pescari și-ți gătesc ei acolo la margine cu tigăița. Să vezi diferență de gust și de prospețime. Da. Mulțumesc. Deci, bol inclusiv nu sunt în pot. Adică nu că sunt, doamne ferește, dar v-am zis și contează și cât de educat e turistul care vă... Eu rămân mut, uimit de ce văd. Asta, într-adevăr, este o altă discuție. Fiți atenți. Promit că săptămâna viitoare, mulțumesc, Ștefan, săptămâna viitoare, când vine Adi Hădean aici, vorbim și despre experiența asta și văzută și din partea cealaltă, și ce înseamnă all inclusiv și cum ar trebui să fie mâncarea. Și Adi Hădean scria la un moment dat, a scris o postare de Facebook care s-a viralizat și în care spunea... Și am citit-o și eram, nu știam cum să stric de bucurie. În sfârșit cineva spune ce cred și eu. Da, domnule, da. Avem și noi partea noastră de vină. Cam asta spune Adi, o să fie aici săptămâna viitoare și vedem ce spune și un patron de servicii, cum ne vede el pe noi. Daniela, salutare, ești la Deșteptarea României. Vă salut de la Hunedoara și pe voi și toți ceilalți ascultători. Am ținut neapărat să intru cu voi în direct pentru că trebuia să vă spun ce experiență plăcută, chiar și pe mine m-a surprins, am avut anul ăsta la Mamaia. Deși am avut o grămadă de rețineri, totuși surpriza a fost foarte, foarte plăcută, cu atât mai mult. Ne-am cazat undeva prin 22 august la un hotel în mijlocul stațiunii, un hotel de două stele. De două stele? Știam, două stele, da. Okay. Știam hotelul de acum câțiva ani, dar cum se întâmplă în țara asta multe chestii neprevăzute, am avut totuși emoții. M-a surprins plăcut pentru că n-am avut nimic să le reproșez. Eu nu înțeleg de ce au două stele. Doar ne-am gândit noi că ar fi camera o idee mai mică, dar cameră cu vedere la mare, cu balcon, cu aer condiționat, cu frigider și... De bun simț, adică eu i-aș fi dat 3 stele liniștit și cu mic dejun inclus. Da. Sunt niște regulamente, da? Adică niște standarde, da, pe care oamenii trebuie să le îndeplinească. Doar că au inclusiv lift la 4 etaje. Okay, construit de vreo 2 ani, pentru că acum 3 sau 4 ani, nu mai știu sigur, când am fost data trecută, nu l-aveau. Per ansamblu, cum ți s-a părut la mare în România? Toată lumea care a sunat astăzi a zis, dumne, și noi am mare problemă așa. La noi, vă spun din ce am trăit noi acolo anul ăsta, a fost parcarea. Deși în fața hotelului către mare era o parcare imensă, cu plată, nu poți să ceri unor turiști care stau 5, 6, 7 zile, să zic, 4 lei parcă era pe oră. Pe oră? Acolo era goală. În parcarea publică. În schimb, în spatele hotelului e luptă, o luptă la propriu pentru a găsi un loc de parcare. Aia a fost problema care am întâmpinat-o la venire. De-a da, printr-un mare noroc am găsit un loc în spate, unde nu se taxa parcarea. A venit Radu Constantinescu alături de noi. Noi am plătit parcarea la hotel cât mult. Nu... Păi, așa era dacă parcam acolo în față, unde, v-am zis, veșnic era goală parcarea aia. Și în spate nu puteai circula nici pe jos de mașini înghesuite. Dar asta a fost singura problemă, să zic. În rest, am stat pe plaja din fața hotelului. Nu știu dacă pot să spun hotelul, dar... Mai lăsați-l un pic, așa l-ați lăudat. Las. O să fie pe plaja din fața hotelului, plaja lărgită, care într-adevăr avea scoicile alea micuțe, dar am mers cu papuși, n-a fost o problemă și am mers un pic până la șezlongurile care erau chiar lângă mare.
apa incredibil de faină, curată, nisip în apă, super. În schimb, în partea dreaptă era plaja nelărgită, era un ghesuial acolo și o nenorocire de aglomerație de... Nu ne venea să credem de ce toți se înghesui acolo, când aici era super faină. Șezlonguri distanțate, găseam șezlonguri la orice oră, ieftine. Și la hotel, am uitat de fapt, asta vreau să zic, surpriza a fost că atunci când ne-am cazat, ne-au spus că din tariful cu care ne-am cazat, cameră de două persoane, mă rog, dublă sau cum se numea, ne-a scăzut 300 de lei. Ne-au făcut o reducere. A făcut și reducere. Și am plătit cu 300 de lei mai puțin. O să tăiei acest fragment de emisiune și o să mergem la asociațiile patronale de pe litoral să te facă promo, să te facă promo pentru litoralul românesc. Deci e, n-am mai auzit... Eu noi am rămas surprins. De unde sunteți? De unde sunteți? Noi suntem din Hunedoara. Din Hunedoara. Aha, ok. Da. Bravo. Și ce să vă mai spun? Am avut o mică problemă cu dușul. Când am lăsat, lăsam mereu cheia când plecam în oraș sau când ieșeam. Când am lăsat cheia, le-am spus că e o mică problemă, era furtunul de duș, nu știu. Și zice, încercăm să remediem cât putem de repede. Când ne-am întors în două ore, era dușul schimbat, tot era rezolvat. Orice am avut, nu a fost nicio problemă. Și mic dejunul... foarte bogat, variat, mult. Mă bucur. Fii atent, scrie-ne nouă în particular că data viitoare când mergem noi o să face salon cazările la live pe plajă acolo unde ai fost tu. Mulțumesc, Daniela, tare mult. Păi sunt și experiențe bune. Există speranță, da. Da, poate unde vorba lui Ștefan mai devreme, unde se implică oamenii, e și lucrurile astea. Că până la urmă despre asta e vorba, știi? Să fiu omul ăsta mulțumit dacă ți-ai zis că are o problemă în cameră, hai să o rezolvăm, să nu-l lăsăm așa. Se reduce la aceeași idee în care dacă managementul vrea să facă treabă, vor să facă și ce din personal. Problemele cele mai, sau exemplele cele mai proaste cred că se întâlnesc atunci când în același loc găsești și lipsa de educație a clienților și lipsa de implicare hotelierilor. Acolo, exact. Și acolo ies știrile. Acolo e, da, corect. Alice, salutare, tu închei deșteptarea României astăzi. Bună ziua, bună ziua, salut pe toată lumea. Ca experiență, noi am avut foarte multe experiențe plăcute în România de-a lungul anilor. Călătorim destul de mult și mai ales, într-adevăr, agroturismul funcționează foarte bine. Cred că cineva și-a amintit mai devreme de Cristian și noi am avut o experiență foarte frumoasă anul trecut la un conac de acolo. Anul ăsta, pentru că avem un bebeluș de aproape 11 luni, am decis să mergem la mare, la noi și la mare și la munte. La munte n-am mai ajuns, dar la mare am ajuns, am ales un hotel de 4 stele pentru că ne-am dorit să fie ceva mai bun. Am fost în Jupiter, prima dată, cred că după foarte, foarte mulți ani. Ce să zic, hotelul frumos, îngrijit, a fost ori inclusiv, ne-a plăcut mâncarea destul de variată, inclusiv au încercat să ofere și pentru bebeluși ceva mâncare. Simt un dar venind așa, adică după cum a început tot discursul tău, dar... Dar, de exemplu, plaja de care s-a vorbit și mai devreme cu muzica. Deci, efectiv, îngrozitor. Pentru mine, personal, a fost un an destul de greu, că, na, cu un bebeluș mic, oboseala-i mare și visam și eu să aud valurile mării. Nu s-a putut așa ceva. Ziua urla muzica pe plajă, iar seara urla muzica, nici nu știu de unde, sincer, că se auzea din toate părțile. Exact. Îți spun eu, la Jupiter, între Jupiter și Neptun, e undeva peste lac, am remarcat și noi, e o chestie care cântă foarte tare. Acolo e? Da. Cred că a fost și un concert Vank, dacă mi-am aduc eu bine aminte, în perioada în care am fost noi. A fost unul la live pe plajă. Din cameră. Eu am auzit scuze. Totul din cameră în seara aia. Nu, ce mai aș vrea să adaug apropo de hotel și apropo de gălăgie, de exemplu, seara se închidea, după amiaza se închidea piscina la ora 7, ceea ce pentru noi era foarte bine, doar că se închidea pentru baie, dar rămânea deschis mini barul de la piscină.
E, și asta însemna 11, 12, 1 noaptea cu copii care stăteau cu părinții, cu părinții care mai stăteau la o băută, ceea ce nu mi s-a părut în regulă. Și ce aș mai vrea să adaug, apropo de ce spunea mai devreme cineva, educația noastră a tuturor, de multe ori lasă de dorit, pentru că nu suntem obișnuiți cu ce înseamnă un inclusiv acesta și ce înseamnă să fii cumpătat. Din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, mai avem de învățat. Și personalul hotelului, în schimb, mie mi-a plăcut foarte mult, erau foarte, foarte mulți tineri. Deci eu cred că nu depășeau 18-19 ani, dar erau dornici să ne facă pe plac. Și mulți dintre ei din Republica Moldova, să spui lucrul acesta. Cred că 90% erau din Republica Moldova, dar foarte, foarte amabili. Iar mie mi-a lăsat o impresie plăcută. Mulțumim tare mult, Alice. Să știi că ăsta e sentimentul de amestecat. Adică s-ar putea să nimerești și foarte bine... Bine, dar de multe ori s-ar putea să-ți iei țepe groaznice în România. Eu rămân cu acest sentiment, cu când zugrăvim lucrurile astea. Important e că suntem surprinzători mereu. Și în bine și în rău. Dar cred că situația este că poți să o reduci și la un bloc din orice oraș. Blocul poate să arate foarte rău, dar fiecare familie, dacă are grijă de apartamentul său, își face acolo o mică lume de care are grijă și nu întâmplător cred că afacerile astea de familie merg foarte bine și toată lumea este mulțumită de ele, pentru că cei din familie sau cei care se implică direct știu lanțul direct al cheltuielor, al plângerilor, al responsabilităților. Pe cât te duci mai mult într-un lanț hotelier, într-un lanț de hoteluri care ține de stat, că acolo este dezastru cel mai mare, toate se pierd și nu mai știe nimeni de unde, ce trebuie să facă, pentru cine. Și cred că lucrurile astea se uită. Aici ai marcat exact, Cornel Ilie, diferența dintre România și străinătate, acolo unde marile afaceri prosperă tocmai pentru că îți oferă o calitate standard a serviciilor. Adică oriunde te-ai duce în aceeași companie, într-un hotel de 3-4 stele, știi că ei îți oferă cam știi ce primești. Știi ce primești. E, asta ne lipsește nouă. Îți mulțumesc pentru prezență aici. Asta e imaginea. De săptămâna viitoare vă invit la soluții. Adică... Faceți zoom-in în toate problemele pe domeniu. Va veni Alihădean și ne va spune, uite de ce nu merge, de ce e greșit cu all inclusive-ul. Va veni Anca Nedea și ne va explica și ce putem și ce nu avem voie să facem într-un hotel, că e și asta o discuție întreagă. O să am grijă ca săptămâna viitoare să mă plimb cu mașina într-o orile astea. La unul și un sfert, da. Puteți face asta în fiecare zi. Cum ar fi? Cornel Ilie, ce ar fi să încheiem cu ce am început, nu? Adică, ar fi foarte potrivit. Ar fi foarte potrivit. Vă mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc foarte tare. Ne auzim acușica. Radu Constantinescu, rămâne cu voi, apropo. Vreau o țară ca afară,